Yeah. Alexander. Yeah. Vreau să vă spun o poveste despre o fată. Știi cu banii ăia? Ei. Yeah. Aha. Yeah. Îi place să poarte pantofi cu toc, totul pentru ea e un simplu joc. E fata lui tata și bine-i pare, nu duce lipsă în buzunare. Vezi imediat dacă ai noroc, tu știi le-a merge, stă timpul în loc. Și uite, te bagă direct în trans, ea încă dansează. Se văd că o vrei, evită să vină, e prea bună frate și te leșină. Azi vrea la mult, mâine vrea la piscină, suflă banii și nu e de vină. Nu o să ajungi tu la standardul ei, fără bănuțe degeaba să vrei. La nu există caracter, ea are ținta pe portofel. Yeah, somebody, somebody. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Vai, vai. Am obosit puțin. Dai liniștit. Da, dar puțin. Dai liniștit. Asta este un rap de la de îngheață. Asta e ca un hobby, rap-ul. Adică tu nu faci mai mult asta. Este trap. E trap, comercial, da, da, spre e stil american, de acolo a venit. Da, da, trap, dar am înțeleg. Nu, eu nu cânt genul ăsta de muzică. Asta e un hobby. Mie îmi place, eu sunt fan. Adică când muzică populară. Stai, că avem o problemă. Houston, we got a problem. Adică ce? Vă pot demonstra oricând. Ia, te rog, te ascultăm. Nu cred. Deci nu cred. Nu cred. Nu cred. Așa, capela fără. Firai tu să fii de amore. Corte pe orice mănânc, orice mănânc, le 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 le, ori intru cu tine în crângă. Shake it up. Cum, acum? N-ai cum. N-ai